Bună seara! La mulți ani, anul ăsta care vine să ne aducă la tuturor împliniri materiale, spirituale și nu în ultimul rând sănătate multă. Eu, dat fiind faptul că domnul Ispas, care este președintele filialei, nu se simte bine, m-a delegat pe mine să deschid această primă acțiune a filialei noastre, respectiv filiala nouă înființată, dacă știți, a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Doina Viro, colega noastră, pot să vorbesc despre povestea asta frumoasă pe care domnul, pe care Eugen Măcinic ne prezintă și vizionând ce a gândit el vis-a-vis de iarna asta, de toamna prin care a trecut și vis-a-vis de ce se întâmplă în casele noastre, doamna o să construiască o poveste frumoasă în jurul gândurilor dânsului. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine și o rog pe Doina să ne bucure cu gândurile ei vis-a-vis de Eugen. Mulțumesc foarte mult! Răspund și eu la mulți ani și la cât mai multe expoziții, creativitate, pentru că dacă suntem sănătoși și toate merg bine, atunci partea aceasta spirituală, artistică, de care noi, ca și consumatori de artă, avem atât de mare nevoie, vine de la sine. Îi mulțumesc lui Eugen că m-a invitat. Oricum vedeam, de regulă eu cad în expozițiile lui neinvitată, dar invariabil trebuie să vorbesc. Prima dată, în jurul unei expoziții organizate chiar aici, în galerie, în 1993, vă rog frumos, cei mai tineri, să realizați că avem în fața noastră un acuarelist și un artist care s-a format în acești aproape 30 de ani. Eu spun, în primul rând, prin muncă, printr-un autocontrol permanent, autoperfecționare, care a mers de la pregătirea în Academie, Facultatea de Artă și în succesive expoziții, în sfârșit, cu mentorul numărul unu, care a fost Natura, întotdeauna, în spate sau pe spate. De fiecare dată am vorbit despre, să spunem mai general, despre acest gen care este acuarela, foarte greu de stăpânit, puțin reușesc să stăpânească culorile de apă și un tip mal vu de către unii, așa, niște termeni reducători, ceea ce nu este normal, cu atât mai mult cât părerea mea este că acuarela este o inginerie a spiritului și o chirurgie a mâinii. Dacă nu acționezi repede, într-o fracțiune de secundă, s-a dus și lucrarea și totul. Ai ratat, ți-ai stricat materialele. Greu mai retușești ceva. Asta o spun în calitate de restaurator. Că nu s-a întâmplat, nu am avut astfel de ocazii, dar cunosc cazuri. De data aceasta, mi-am pregătit câteva idei pe care, și asta o să-și explic. De ce? Cei care m-au văzut prezentând expoziții știu că nu pentru că n-aș putea să vorbesc o oră liber, ci pentru că vreau să public un volum de cronici de artă pe care le-am făcut de 30 de ani încoace, cronici ale unor artiști, vreau să le public în volum împreună cu câteva din lucrările lor și atunci vreau să obțin exclusivitatea textului, dar și bucuria ca apoi să existe exact ceea ce am spus, am gândit, am trăit în momentul în care am intrat în galerie. Prin urmare, textul va fi foarte scurt, poate va fi completat după o analiză mai atentă a lucrărilor, însă aș dori să vă spun că acuarelistul Eugen Măcinic revine la Alba Iulia cu un nou proiect expozițional consistent ce abordează peisajul, natura statică și portretul. Excepționalul portret. Deși are o fire melancolică și predispusă la contemplație, s-a dovedit în timp de peste 30 de ani a fi o personalitate puternică,
capabil să treacă peste prejudecăți și orgolii, construindu-se ca artist atât la proprie și la figurat. Aflat sub vraja naturii, a surprins peisaje din Transilvania și din nord-vestul țării în toate anotimpurile. Cu predilecție din această parte geografică, având o vizibilă preferință, poate mă înșel, pentru toamnă, cu farmecul culorilor sale aurite și pământului. Un aspect frecvent, tipic, impresionist, ce poate fi observat în pictura sa, este surprinderea aceluiași peisaj din același unghi, dar redat în diferite ipostaze ale luminii. Recunoști deodată satul, locul preluat în anotimpuri diferite. Artistul se simte al locului. Simți că e tras în Bărnean și și-a și intitulat de altfel câteva expoziții. Urmărește atent natura pe care o cunoaște perfect, după cum cunoaște toate etapele din viața unui loc drag, cu atmosfera și nuanțele sale specifice, diferite din ale anotimpurilor. Chiar dacă anumite motive peisagistice sunt recurente în creația sa, registrul tematic se prezintă totuși variat, artistul abordând, în afară de peisajul de natură pură, să le numesc așa, și aspecte care îl atrag într-o mai mică măsură, precum natura statică, peisaje citadine sau chiar portrete, flori, așa. Mai nou, își îndreaptă atenția și spre motive arhitecturale și peisaje urbane, din care nu lipsesc bisericile sau alte monumente cu conotații istorice. Ceea ce, iarăși, ar putea să fie un subiect aparte de discuție despre această temă. Tehnica, acuratețea artistică și compozițională, tușele cromatice pline de caracter și culoare, sunt doar câteva atunci ce poartă amprenta lui Germacini. Apa, culoarea și hârtia. Cred că sunt elementele primordiale, completate de inspirație, spontaneitatea exprimării trăirilor lăutrice și de discernământul estetic. Fie că folosește tehnicile ud pe ud sau ud pe uscat, magia acuarelei fascinează privitorul. În tehnică nu e loc de ezitări, așa cum am spus, sau de experimente plastice. Totul trebuie făcut fără greșeală, rapid, cu o mână de chirurg, cum am spus, și cu o inginerie a minții. L-am văzut la Câmic, într-o iarnă, lucrând. La început nu m-a recunoscut, am stat în spatele lui, nu-i nimic. Deci, lucrând, respectând etapele, așezând mai întâi culorile deschise, petelaci, în sfârșit. Mă aflu probabil la a șasea expoziție semnată de Eugen. Deși tehnica nu s-a schimbat foarte mult ca formă, s-a îmbunătățit de la o expoziție la alta, astfel îl regăsesc de fiecare dată, înregistrând considerabile progrese în sfera expresivității plastice. Comparând din lucrările, se observă o evidentă evoluție în ceea ce privește modalitatea de a surprinde volumul și perspectiva prin vibrarea suprafețelor de apă și de culoare. Pictorul se remarcă printr-o desăvârșită stăpânire a culorilor, a luminii și mai presus de orice a perspectivei. Cred că se poate afirma că artistul posedă rafinament și virtuozitate și că reușește cu ușurință să găsească echilibru între suprafețele vibrate prin tușe fragmentate de influență impresionistă și suprafețele plate. Eugen Măcinic este un liric.